În jurul orei 12 la intersecția străzilor Ana Ipătescu cu Mitropoliei din municipiul Suceava, un tânăr de 26 de ani din comuna Bosanci, în timp ce conducea autoturismul pe strada Mitropoliei spre Biblioteca Județeană, nu a acordat prioritate de trecere și a intrat în coliziune cu mașina de ambulanță. Autosanitara era condusă regulamentar pe drum cu prioritate. Conform martorilor, tânărul de 26 de ani a intrat cu viteză în intersecție, iar după producerea accidentului a făcut scandal la fața locului, luându-l la întrebări pe șoferul de pe ambulanță. Tânărul era în mașină cu iubita sa. În urma impactului puternic, ambulanțierul a fost grav rănit și a fost transportat la Spitalul Județean Suceava. Aici acesta a fost diagnosticat cu fracturi la un picior, bărbatul urmând să fie supus unei operații de urgență. Ambulanțierul a fost transferat la o clinică din Târgu Mureș. În ambulanță se mai aflau un pacient, asistentă și un însoțitor al pacientului, care, din fericire, nu au fost răniți. Din primele verificări a rezultat faptul că ambulanța traversa intersecția cu semnalele luminoase în funcțiune, iar semaforul funcționa pe culoarea galben intermitent. A intrat direct în... Da. Nu mergea, trebuie să dea prioritate, a vorbit cu nevoastră. A colegul noastră avea toate semnalele pornite? Nu, dar era cu drum cu prioritate. Era și pe drum cu prioritate. Păi era drumul cu prioritate, când semaforul nu mergea și el nu avea prioritate aici. Eu nu știu exact, nu, dar oricum ar fi fost, avea prioritate. Și pacientul ce a spus? Pacientul a dus acasă, e bine. A tras o sperătură săracă. Nu s-a speriat. Dar nu s-a lovit, nu. A fost legat bine, a fost asigurat. Ok, am dus la domnul. Noi am luat colegul și l-am dus la unitatea primirii urgențe. Dumneavoastră l-ați dus pe colegul nostru. Da. În ce stare era colegul nostru? Păi vă dați seama că nu foarte bună. Acuzat dureri la picior. Are fractură are, din câte am înțeles. La unitatea de primire a urgențelor a fost adus în cursul acestei nopți un pacient de 39 de ani, ambulanțier la serviciul de ambulanță județean Suceava, victima unui accident rutier, fiind în misiune. Ambulanțierul era în timpul unei misiuni. S-a prezentat la noi cu dureri la nivelul genunchiului drept. În urma investigațiilor și a radiografiilor s-a descoperit că are o fractură de platou tibial drept destul de urâtă. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative și le-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Autosanitara a fost grav avariată în urma accidentului.